S-a circulat cu restricții pe drumul național 6 între localitățile Șimian și Prunișor, ca urmare a unor lucrări care se desfășoară pe acest sector. Se toarnă asfalt și din această cauză traficul a fost îngreunat. Lucrările sunt derulate de secția de drumuri naționale, Drobeta Turnu Severin. Se lucrează pe drumul național 6, unul dintre cele mai tranzitate sectoare de drum din județ. În această perioadă, circulația se desfășoară cu restricții în contextul în care se toarnă covor asfaltic nou. Lucrări sunt executate și în zona sensului giratoriu din comuna Șimian, acolo unde asfaltul se deformase și se formaseră adevărate cratere. Se fac lucrări pentru reabilitarea covorului asfaltic și în comuna Șimian, însă aici o reală problemă o reprezintă chiar sensul giratoriu, care este presărat de gropi. La un moment dat, directorul regional de radere de pe Craiova a declarat că va face anumite demersuri pentru a repara acest sens giratoriu, însă este dificil de lucrat deoarece este o zonă frecvent circulată și cu un flux continuu de mașini. Lucrările sunt executate de către secția de drumuri naționale Drobeta Turnu Severin, iar pe durata executării circulația se desfășoară pe un singur sens. În această perioadă, pe DN6, au loc lucrări de întreținere pe a părții carosabile. În zona Prunișor și Mian se lucrează la șternerea unui nou covor asfaltic. Înainte de a șternere se fac lucrări pregătitoare a șternerii covorului asfaltic, adică a frezării vechi îmbrăcăminți asfaltice. În zona Șimian au loc lucrări de așternere a stratelor bituminoase foarte subțiri, șlam. În zonele de lucrări se circulă dirijat de către piloții de trafic. Facem un apel la conducătorii auto să respecte indicațiile acestor piloți de trafic pentru a nu se crea ambuteiaje în aceste zone de lucrări. Șoferii nu s-au arătat deranjați de lucrări, ba din contră, spun că astfel de intervenții sunt necesare. Cred că drumurile de aici sunt mult mai bune comparativ cu drumurile din Bulgaria, fiindcă noi de acolo venim. E foarte bine și vedem că se fac investiții, fapt pentru care nu este deloc greu să conduci pe aici. Și chiar se îmbunătățesc. După finalizarea lucrărilor, urmează să fie executate și marcajele rutiere.